Salutare la toți! Astăzi, 5 aprilie, după cum și-am promis, voi posta primul meu tutorial pe care am decis să-l fac și public. Acest tutorial va fi și ca un exemplu pentru toți cei care vor să vadă cum vor decurge tutorialele postate de mine pe canalul meu de Patreon. Totodată, am și un anunț important de făcut. Am decis ca abonamentele cu plată de pe Patreon să fie înlocuite cu secțiunea Shop Magazin. Aici veți putea găsi, cât și procura la alegerea dumneavoastră, toate tutorialele complete, cât și partiturile acestora. Odată ce vă abonați gratis pe canalul meu de Patreon, veți putea vedea întreaga mea activitate, rezumatul tutorialelor, cât și posibilitatea de a-mi sugera idei sau piese pentru următoarele tutoriale. Pentru primul meu tutorial, am decis să aleg o piesă sârbească, și anume Colo e Smol de Micu. Piesa este în tonalitatea mi bemol minor, o tonalitate de loc ușoară, însă alegând o digitație corectă și cât de cât comodă, la sigur o veți putea interpreta fără a întâlni greutăți. Pentru prima oară voi pune o dată să ascultați piesa, ca să vedeți despre ce merge vorba, după care voi trece la explicație detaliată a fiecărei părți în parte. Dragi prieteni, să trecem acum la explicarea piesei. După cum ați văzut și în videoclipul anterior, piesa are 7 părți. Eu voi explica câte o parte, pe rând, voi cânta cât de rar posibil și mă voi opri atunci unde va fi nevoie să atrageți atenția la digitație, accentele cu foiul și așa mai departe. Să trecem la treabă. Vă cânt acum o dată partea întâi rar, în întregime, ca să vedeți despre ce merge vorba. Mai rar. Până aici. Atenție digitație. Avem aici un procedeu care se întâlnește foarte des atât în muzica lăutărească cât și în alte genuri, și anume trecerea cu degetul 3 peste degetul 4. Atenție! Iar și atenție aplicatură. 2, 4, 3, 2, 3, 1. Ordientul de pe mi bemol îl cântăm cu astfel de aplicatură. 2, 4, 3. Deci, până aici, încă o dată, rar. Sper să fie clar. Mai departe.
Și atenție aplicatură. Mordientul de pe si bemol inferior îl cântăm cu degetele. 2, 1, 2. Mordientul de pe la becar. Degetele. 3, 4, 1. Mordientul de pe fa, la fel. 3, 4, 1. Și partea se repetă iarăși la început, doar că terminația este altfel. Vă cânt în întregime, ca să fie clar, pentru a doua oară. Terminația pentru a doua oară este cu trill în ton pe nota fa. Aplicatura la trill puteți o faceți simplă, dacă vă este comod. În cazul dat, eu o fac cu astfel de aplicatură, fiindcă mi este mai comod. Adică 2, 3, 2, 4, 3. Aceasta la fel este o aplicatură foarte des întâlnită în muzica lăutărească. Mie mi este mai comod să fac trill-ul așa. Anume în acest loc. Partea a doua. Mai rar. Atenție, partea se începe din octavă. Până aici. Atragem atenția la aplicatură. Avem iarăși același procedeu ca și în prima parte, și anume trecerea cu degetul 3 peste degetul 4. Cânt până aici mai rar și fiți atenți la digitație. Încă o dată. Mai departe. Aici foarte important, pe la becar ne oprim cu degetul 1. Mai departe. Iarăși același procediu. Trecem pe sol bemol cu degetul 3 peste degetul 4. Acum vă cânt partea în întregime, rar, ca să fie clar. Partea se repetă de două ori identic. Partea a treia. Mai rar. Thank you.
Încă o dată. Atenția digitație. Aici, pe sol bemol, ne oprim cu degetul 4 și apoi mordentul de pe fa cântăm cu digitația 2-3-2. După care se repetă încă un fa cu degetul 4. Voi cânta până aici încă și mai rar și fiți atenți la digitație. Mai departe. Aici un pic se diferă față de prima oară. Fim atenți. Dacă pentru prima oară aici am cântat staccato, acum vom face legato și vom face și accenturi cu foiul. Mai departe. Aceasta este toată partea. Mai cânt încă o dată foarte rar, în întregime, ca să fie clar. În continuare avem o trecere, sau se mai spune și punte, spre tonalitatea fa major. Am să vă cânt o dată rar ca să vedeți despre ce merge vorba. Mai rar. Fim atenți la aplicatură. Mai departe. Aici, atenți, mordientul de pe mi bemol cântăm cu digitația 2-4-2. Încă o dată rar. Aducem cu degetul 1 pe nota do. Mai departe avem un mordient inferior pe nota re, cu digitația 3-2-1. Atenție aici la mordientul de pe mi bemol. 3-4-2. După care trecem cu degetele 4-3. Să ajungem pe mi bemol cu degetul 3. Deci mai rar. Cânt încă o dată până aici, foarte rar.
parte. Iar și avem un mordent inferior pe re cu aceeași aplicatură, 3, 2, 1. Mai rar. După care avem un pasaj format din triolieti 16. Îl cânt foarte, foarte rar și fiți atenți la digitație. Încă și mai rar. Am cântat acum foarte rar și am făcut accente pe fiecare triolet. Mai cânt încă o dată. Următoarea parte. Voi cânta partea în întregime rar, după care voi trece la explicarea ei. Mai rar. Fim atenți, avem pe nota fa un mordent inferior cu si bemol, adică în ton, cu astfel de digitație. 3, 2, 1. Încă o dată. Mai departe. Atenție la aplicatură. Aici trilul care este în ton de pe nota fa, îl puteți face cu aplicatura din primele părți, adică astfel. Mie anume în acest loc îmi este mai comod să-l fac simplu. Voi deja vă alegeți varianta care vă vine vouă mai bine. Încă o dată. Mai departe. Aici deja ne oprim pe mi bemol cu degetul 4, nu cu 3 ca și pentru prima oară. După care avem un mordent inferior pe do. Mai rar. Mai departe. Partea se repetă identic, doar că deja pentru a doua oară terminația este un pic altfel. Voi cânta pentru a doua oară rar, în întregime, ca să fie clar. Deci, asta este a doua terminație. O cânt odată rar. Încă o dată și mai rar. Partea a cincea. Iarăși am să cânt partea rar în întregime, după care am să o explic. Mai rar. În această parte avem multe elemente din partea precedentă. Nu este nimic complicat, trebuie doar să fim un pic atenți. La
Dacă în partea precedentă ne opream pe a doua notă de la cu degetul 3, acum ne oprim cu degetul 1, adică în felul următor. Mai departe. La fel întâlnim aici o aplicatură foarte interesantă și anume pe sol bemol degetul 4, fa degetul 5, mi bemol degetul 3, do degetul 2 și la degetul 1, adică astfel. Mai cât încă o dată până aici rar, ca să fie clar. Mai departe. Fim foarte tensi la digitație. Încă o dată rar. Mai departe. Rar. Mai cânt încă o dată rar. Și partea se repetă iarăși, doar cu un pic diferit. Fim atenți la aplicatură. Și aici structura ritmică este un pic schimbată față de dețele precedente. Mai cânt încă o dată rar. Sper să fie clar. Mai departe. Mai cânt încă o dată partea în întregime rar. Partea a șasea. Următoarea parte este în tonalitatea si bemol major, la fel anțocât rar în întregime, după care voi trece la explicația ei. Mai rar. Cânt foarte rar ca să fie clar și aplicatura și tot. Mai departe.
aici, atenție iarăși la aplicatură. Deci 2, 4, 2. Avem 5 de mi bemol. Trebuie să facem în așa fel ca pe ultimul mi bemol să ajungem cu degetul 1. Puteți pune orice aplicatură doriți. Important să fie degetul 1. Aici avem o apogeatură dublă. Mi bemol, mi becar și fa. Aici iarăși stilul puteți face în felul următor. Mie mi-este mai comod să-l fac aici cu aplicatura simplă. Și partea se repetă identic. Am să cânt iarăși de la început până la sfârșit rar, ca să fie clar. Și ultima parte, care este una ușoară și se memorează, cred eu, foarte repede. Am să o cânt rar în întregime iarăși, după care am să o explic. Mai rar. Aici avem o păgătură de octavă, de pe sol bemol spre tritonul sol bemol do. Mai departe. Fim foarte atenți la aplicatură. Și iarăși se repetă. Aici iarăși trebuie să fim atenți la aplicatură. Deci 2, 4, 2. Apoi trecem cu o octavă în sus. Și aici va fi pentru a doua oară un pic schimbat. Nu va fi deja apogeatură dublă spre nota fa. Dar va fi modul următor. Și arăși foarte tens aplicatură. 3, 4, 3, 2, 4, 2.
mulțumesc mult că ați vizionat acest tutorial până la sfârșit. Sper ca informațiile și sfaturile oferite să vă fie de folos și că ați învățat ceva nou. Vă doresc tuturor mult succes și numai bine!